Una dintre cele mai tensionate și controversate campanii prezidențiale din istoria Statelor Unite se apropie de sfârșit. Americanii mai au timp până pe 8 noiembrie inclusiv să-și aleagă viitorul lider de la Casa Albă. Dezvăluirile făcute pe ultima sută de metri încă pot influența rezultatul. Astfel, FBI-ul a exonerat-o din nou pentru a doua oară pe Hillary Clinton în scandalul e-mailurilor. În tot acest timp, echipa de campanie a lui Donald Trump i-a interzis acestui accesul la Twitter ca să nu comită nici o gafă în al 12-lea ceas. Mult zgomot pentru nimic. Hillary Clinton a fost din nou achitată în scandalul e-mailurilor pe care le-a trimis de pe un server nesecurizat pe când era secretar de stat. Donald Trump, deși a salutat inițial redeschiderea investigației de FBI, acuză acum autoritățile de corupție. Right now she is being protected by a rigged system. It's a totally rigged system. I've been saying it for a long time. You can't review 650,000 new emails in 8 days. You can't do it, folks. Hillary Clinton is guilty. She knows it. The FBI knows it. The people know it. Aproape toate mesajele descoperite recent pe calculatorul asistentei lui Hillary erau deja în posesia FBI-ului în urma anchetei din vară. Atunci, Biroul Federal de Investigații a dat același verdict. Clinton nu a făcut nimic greșit, iar mesajele electronice nu conțineau nimic compromițător care să o incrimineze pe Clinton. Well, I think it does lift a cloud surrounding her. Director Comey's first letter about 2 weeks ago rocked the race. It handed Donald Trump, who at the time was down pretty consistently in the polls, handed him a pretty potent political weapon, and he has been for 10 days or more hammering Secretary Clinton with it every day. Hillary Clinton conduce momentan în sondaje cu un mic avans de circa 4%. În statele americane care permit votarea anticipată, au ales deja 42 de milioane de americani. 126 de milioane de oameni s-au înregistrat ca votanți din totalul de 220 de milioane de cetățeni cu drept de vot. Candidații turează motoarele la maximum pe ultima sută de metri. Astfel, Hillary Clinton are în ultima zi de campanie 4 meetinguri, printre care unul la Philadelphia alături de soții Obama, Bill Clinton și Bruce Springsteen. Iar Donald Trump vizitează 5 state, iar ultimul meeting electoral al său va avea loc în Michigan.